Rectificarea bugetară e motiv de îngrijorare pentru mai multe parchete din țară, după ce guvernul le-a tăiat 10 milioane de lei din bani. Anchetele procurorilor sunt în pericol pentru că nu mai există fonduri pentru expertize. Parchetul General București a tras deja un prim semnal de alarmă în acest sens. O situație asemănătoare e înregistrată în Brașov, unde în urma rectificării făcute de guvernul Dăncilă, parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a pierdut 78.000 de lei. Avem probleme destul de mari în plata unor cheltuieli operative, în dosare care privesc de la infracțiuni foarte grave, gen infracțiuni contra vieții, infracțiuni împotriva minorilor, inclusiv agresiuni sexuale. Brașovul a ajuns chiar în punctul în care prin procurorul Claudiu Sandu este nevoit să mute bani dintr-un cont în altul pentru plata expertizelor urgente. În dosarele în care nouă urgență nu există, în sfârșit o infracțiune cu violență sau persoane arestate, amânăm o perioadă traducerea comisiilor rugătorii internaționale și amânăm pe cât posibil expertizele. Asta conduce la amânarea finalizării soluțiunii dosarelor, multe dintre ele fiind oricum destul de vechi. Un răspuns din partea Ministerului Public arată că până la următoarea rectificare bugetară parchetele vor trebui să se descurce cum pot. Întrucât o pondere importantă în această categorie de cheltuieli o au cele care vizează instrumentarea dosarelor penale, expertize judiciare, tehnice și contabile solicitate în dosare penale, traducerile impuse de rezolvarea dosarelor, inclusiv rechizitoriile în dosarele penale în care sunt implicați cetățeni străini, ordonatorii secundari și terțiari de credite din cadrul Ministerului Public urmează să prioritizeze cheltuielile destinate activităților de urmărire penală, iar la prima rectificare bugetară să fie solicitate sumele necesare restabilirii echilibrului bugetar, a arătat ministerul într-un comunicat. Procurorii avertizează că riscul cel mai mare este ca unele dosare cu prejudicii mari să nu fie finalizate la timp, iar faptele să fie prescrise.